Legile educației stârnesc numeroase reacții negative. Parlamentarii USR au depus peste 200 de amendamente. Printre altele, vor ca și oricare viitor ministru al educației să-și piardă funcția dacă educația nu obține 15% din cheltuielile bugetului general consolidat. Și nici nu e de mirare amendamentul. Asta pentru că educația rămâne la coada listei de priorități a guvernului. Cu cel mai mic buget din istoria recentă, 2,1% din PIB, Ligia Deca, ministrul educației, a susținut în decembrie că e acoperit. Acum s-a mai răzgândit. Mergem un pic înapoi, însă în 2013 tot Ligia Deca susținea public alocarea 6% din PIB pentru educație. Discut mai multe despre asta cu Marian Staș, expert în educație. Bună ziua, bine ați venit la Lev News. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cum vedeți dumneavoastră inițiativa USR? Cât de justificată este? Este justificată și va avea șanse de realizare zero. Pentru că în momentul de față coaliția la guvernare are o, sau pune o presiune colosală pentru ca lucrurile să treacă așa cum vrea ea, coaliția, iar liniile mari directoare din legile supuse acum dezbaterii parlamentare definesc de fapt un construct legislativ mediocru, întors cu fața mai degrabă că de trecut, care păstrează status quo-ul și care nu duce nici în zona universitară, cu atât mai puțin în cea preuniversitară, nu duce modelul public al educației în secolul 21. Este o șansă din punctul meu de vedere ratată trist de 10 ani de zile, în care o clasă politică mediocră a generat un proces mediocru pe numele său România Educată și care a creat această mărgică legislativă, ea însă și mediocră. Cu așa ceva este imposibil de construit un sistem educațional care să schimbe paradigma. Și aici mă refer la ceea ce înseamnă marile proiecte esențiale menite să ducă școala în secolul 21, cum ar fi de pildă carieră didactică de secol 21, management al școlilor de secol 21, model curricular de secol 21, educație spirituală de secol 21, licență pentru profesia didactică de secol 21. Toate sunt copios absente din lege, așa încât tot demersul rămâne unul blocat, de fapt, încremenit într-o atitudine și într-un demers de nota 6. Ne întoarcem un pic în timp. Ligia Deca a susținut în timpul dezbaterilor de săptămâna trecută că nu numai că nu poate face reduceri de fonduri, dar că are nevoie de mai mulți bani pentru educație. De ce ne gândim și ne răzgândim și unde ajunge și cât va mai dura să avem, cum spuneați dumneavoastră, un sistem educațional pus la punct al secolului 21? Nu se vrea o Românie educată? Nu se vrea ca tinerii să fie, să avem o Românie puternică, stabilă? Se vrea să ne menținem idioți fără să ne ducem nicio direcție? Până când? Răspunsul meu scurt este da. Adică întrebările noastre sunt retorice toate, pentru că în momentul de față marile frâne pe sistemul public al educației, hai să zic așa, sunt cam trei. O frână de ordin religios, o frână de ordin politic și o frână de ordin sindical. Sunt blocaje consistente care n-au cum să conducă la ceea ce înseamnă de fapt deschidere, la ceea ce înseamnă subsidiaritate, la ceea ce înseamnă curajul asumării. Singura fereastră așa pe care vă propun să o urmăriți și să o urmărim împreună în anii ce vin, care ar putea să deschidă jocul, dar este una extrem de îngustă în raport cu masa mare a sistemului, este ceea ce înseamnă procesul școlilor pilot, care deja există, ele au început să funcționeze și în care accentul este pus pe transformare curriculară. Dar în momentul de față, așa cum spuneam, în condițiile în care titularizarea în sistem continuă să rămână, asta este un ingredient clar de mediocritate susținut până în pânzele albe de sindicate, în condițiile în care ora de religie continuă să fie obligatorie, ba mai să punem și religia la examen de bacalaureat, fie ea opțională, asta înseamnă Republica Ortodoxă Română, iar în condițiile în care directorii școlilor publice nu își pot angaja profesorii spre deosebire de directorii școlilor particulare, asta înseamnă școală aservită politic big time, așa încât toate cele trei frâne concură la crearea unui produs educațional mediocru. Ele însele, marile linii transformaționale din proces, lipsesc din această lege, v-am spus, cu excepția celor două, trei paragrafe care permit
pilotarea. Sigur, să vedem câte școli vor fi atât de curajoase încât să pornească procesul sau să se adauge la cele 30 de până acum. Dar ca sistem, ca structură macro, așa, miile de școli și sfertul de milion de profesori și cele 3 milioane de copii vor continua să rămână tributare frânelor de care v-am spus, care continuă să încremenească proiectul. Restul sunt tabureli, sunt texte, adică minciuni sfruntate, ca să zic așa, pentru că de fiecare dată cu condițiile în care legea organică prevede 6%, în ianuarie guvernul prorogă printr-o ordonanță de urgență articolul respectiv, astfel încât să iasă legal din toată povestea, dar dacă de 20 de ani, de 15, 20, 30 de ani, în niciun an, alocarea bugetară n-a fost cea care ar fi fost necesară, înseamnă că asta este o minciună în formă continuată, perpetuată ca atare. Am înțeles că un calcul de ultimă oră spunea că ăștia 15% calculați așa, ar fi încă mai puțin decât cei 6% din produsul intern brut. Aici suntem acum. Dacă atât ne pasă de educație, sigur că țara te vrea prost, că altă concluzie n-avem cum să tragem. Și toate sunt încremenite, așa cum spuneam, în modele în care universitățile țin piciorul pe frâna formării pe filiere didactică prin licență, în care toate constituantele mențin jocul în parametrii săi mediocri, și atunci evident că degeaba ne lamentăm și ne uităm că e drobul de sare deasupra capului nostru, pentru că nu facem absolut nimic pentru a transforma acest joc, și mă refer la nivel de societate și de clasă politică. Da, și jocul pleacă de sus, ca parlamentar îți dai copilul la o școală particulară și atunci restul suferă pentru că tu ești bine. Vă mulțumim foarte mult. Da. Vă mulțumim, vă așteptăm cu drag să mai vorbim. Și, nu, sigur. O zi o zi bună, frumoasă. Mulțumim.